ori la bal, ori la spital. În această situație se află echipa de handbal masculin CSM Ploiești, înaintea unui derby din subsolul clasamentului. Ploieștiul va înfrunta mâine Transilvania Cluj în Ghețarul din Plopeni. O victorie a muntenilor împotriva ardelenilor ar însemna enorm. Două puncte mari care ar desprinde pentru moment gruparea ploieșteană de locurile retrogradabile. CSM-ul este favorita partidei și datorită poziției din clasament. Gazdele ocupă locul 10 cu o singură victorie din 6 meciuri, iar oaspeții sunt ultimii în Liga Națională cu aceeași linie de clasament ca a Ploieștiului.